Antinevralgicul de la ora 5 PM de Ileana Vulpescu. Și? Ce ziceai că s-a mai întâmplat astfel la slujba? Da, păi ce să se întâmple? Tot aia și... Ție trebuie să-ți scoată omul vorba cu cleștele. Uite că eu stau acasă și aș putea să-ți povestesc o lună câte știu despre toți. Dar de unde le afli, frate? Cine are ochi și urechi află. Da? Și dacă știi atâtea, de ce nu ne spui și nouă? Ne-am mai distrat și noi, că la vârsta noastră... A, ce frate, n-aveți televizor? Păi când începe programul și până se termine, stați numai cu ochii la el. Și ce, mamă? Mamă, și ce ai vrea să facă la vârsta noastră? S-ar mai găsi când vrea omul. Hai, și tu ce te amesteci? Ce te amesteci? Ia exemplu de la taică-tu. Tace! El tace! Taci, bărbate. Da. Mai bine povestește ce a mai fost azi pe la slujbă. Ce să fie? Păi, ce să fie, ce să fie? Asta a fost tot? Păi să spun eu ce a fost. Va să zică. Un ghișeu, dosare în stânga, dosare în dreapta, mânecuțele pe mâna stângă, pe mâna dreaptă, prânița pe scaun, sandwichul cu brânză de acasă în sertarul din dreapta, te uiți în sus, te uiți în jos, mai schimbi un dosar, e, gata, deschizi ghișeul. Cine e la rând? Spuneți, vă rog. Doi tineri. Iubito, în sfârșit. Iubito, în sfârșit ne căsătorim. O să avem cuibul nostru, iubito. Hai, iubito, hai. Doamna din spatele nostru, nu crezi că ar trebui să o lăsăm înaintea noastră pe doamna în doliu? Doamnă, poftiți, doamnă, vă rog, îmi pare. Mulțumesc. Da, doamnă, spune. Ce să mai spun, păcatele mele? Ce să mai spun? Mi s-a prăpătit soțul. S-a prăpătit săracul, iar pe mine m-a lăsat ca vai de lume. În pot pică, tencuiala la odăile din față s-a dus de tot. Gardul dinspre măgarea din vecin din dreapta asta se cadă. Pe mine mă dor picioarele, că de-abia mă mișc. În plouă mă dor și mâinile, te zici că mă înjunghie. Și tocmai acum să moară și el, să mă lase așa ca nimeni pe lume. Că și el parcă avea să trăiască 100 de ani. Iar omul, de, ca ou. Ce să facem? Asta e viața. Termină odată cu prostiile. Dar lasă că mie îmi place. Ei, lasă. Da. Cine urmează, vă rog? Iubito, în sfârșit ne căsătorim. O să avem cuibul nostru. Să trăiți, fraților. Să trăiți cu toții. Am venit să-i declar că sunt doi. Da? Ce nume să le purgă? Nu mă ajută capul. Nu mă ajută capul ăsta deloc. Dar știți... Doi deodată, așa pe neașteptate. Vă salut! Respectele mele! Iubito, în sfârșit ne căsătorim. O să avem cuibul nostru. Ce cuib? Care cuib? Ai cumpărat vreun canar, vreun sticlete? Nu, tată, n-a cumpărat niciun sticlete. Se prostește și el așa. Îi imită pe aia care se duc la primărie la ofițerul stării civile unde lucrează taică-su cu declarații. Hei, ce ziceți? Ce zici, tată? N-a fost așa? Am jucat bine? De, știi ceva? Să nu fii obraznic și să nu-ți bați joc de durerea oamenilor. Chiar, mamă, să nu-ți bați joc, că e păcat. Nu o să ziceți mersi. E și el acolo. Că e... Hai, dragă, spune cum a fost. Ce să fie, dragă. Nimic, ce să fie. Naștere, căsătorii, de ce să... Asta știu și eu, dar altceva, așa, printre voi pe acolo. Chiar nimic nu se întâmplă. Nu se mai ceartă nimeni.
Nu-și mai cumpără nimeni nimic. Nu mai zice nimeni nimic unul despre altul. Ia uite, ia uite ce, ia, ia. Ce-ai dragă, ce faci? Ia uite, ia uite, ce faci? Ce faci cu binoclu? Binoclu, ia te uite. Binoclu, vă să zic că... Ce faci, dragă? Pe iau, asta, Doamne, iată, unde la ce te uiți, dragă? Stai, ce-ți uite, atât? Ia dar uite, nu ce? Știu, dar la ce te uiți, dragă? Sigur, sigur că da, sigur, aaa! Ba nu! Fii ar să fie! Dar ce cauți, ce cauți, dragă? Și că o hârtie, un creion, eu am găsit! Doamne, și eu tot am căutat binoclu. De unde sunt de-a prin gând? Ia, 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 trebuia să-mi întrebi. Dar la ce te uiți, dragă? Se uită de mai multă vreme, dar n-ați băgat voi de seamă. N-ați văzut-o și mai adică. Acum și-a îmbunătățit metodele, a devenit mai tehnic. Te poftesc să nu fii obraznic. Le dădeam explicații, atâta tot. Nu sunt, dar la ce te uiți? Vreau să mă convinc de ceva. Și da? Dar de ce anume? Deocamdată nu m-am convins. Dar studiază problema prin mijloace vizuale. Binoclul ăsta mi l-a dat colonelul în timpul războiului ăla mare. Știu, tată, știu, știu, știm cu toții. A pariat cu mine că n-are să ne trezească la 5 dimineața. Cine, frate? Cine? Cocoșul. Cocoșul-și gazdina care locuia bunicul pe vremea războiului ăla mare. A pariat pe binoclu și a pierdut pariu. Cocoș frumos ca ăla. N-am mai văzut și vorbeai cu el cum vorbești cu un om. Exact cum vorbești cu un om. Dragă, dragă, uite, uite, poftim creionul. Am. După câte văd, faci o treabă științifică, scrii pe fișe. Ce studiezi? Miscaiva, coleoptere? Ai face mai bine să-ți mai supraveghezi vocabularul. Ce, am un vocabular cum nu se poate mai elegant. Ai putea să-ți mai ții gura? Gata, gata, am văzut. Tot nu mi-ai spus ce mai e pe la birou, ceva nou, m? Individul ăla, știi tu care... Așa, cocoș. Termină, tată, cu cocoșul ăla. Hai, spune, hai, spune, ce cu... Individul ăla, știi tu da, care, s-a dus iar cu vorbe și cu pâră pe la director. Așa-ți trebuie dacă îl lași. De ce nu te duci tu înainte? Să-i spui tu directorului ce face el. Dă-mi puișor și mie antinevralgicul ăla. Ce să-ți dau? Antinevralgicul! Te doare ceva, bunico? N-aș putea spune că mă doare, dar... Păi atunci, de ce e antinevralgicul? Fiindcă-mi face bine. Nu trebuia să te lași călcat pe coadă. Nu trebuia să-i lași să-ți facă ție dreptăți. Se fac atâtea nedreptăți, că una în plus sau în minus. Trebuia să se mai facă. E momentul să se termine cu nedreptățile. Oh, uite, mă uit la toată lumea asta care vine la noi pentru declarații de naștere, pentru căsătorii, pentru decese și mă gândesc întotdeauna. Oare nou născut pe care îl trec în registrul stării civile, ce fel de om are să fie? Ce fel de viață o să ducă? Dar perechile astea care se căsătoresc o fac din toată inima. Se iubesc sau poate că unul din ei nu-l iubește pe celălalt sau poate că amândoi nu se iubesc. Dar morții, morții, cine știe câte păcate or avea în spinar? Hei, cu nou născuți și cu morții nu-i nimic de făcut. Cu unii e prea devreme, cu ceilalți prea târziu. Dar la căsătorii poate că... Nu? În orice caz, la vecinii de pe palier... Ar trebui intervenit. Ar trebui intervenit? Da. Cine să intervine și în ce fel? Uite, să existe un serviciu care să se ocupe cu asta. Să informeze pe fiecare cine este cel sau cine sunt cei alături de care au să locuiască. Să fie distribuiți pe aptitudini și pe păreri. Iubitorii de animale cu iubitorii de animale... Îi de plante cu oi de plante, Îi de insecte cu oi de insecte și așa mai departe. Numai așa, când știi tot despre celălalt, se poate vorbi de o vecinătate bazată pe sinceritate. Pe sinceritatea cui? Eu, dacă nu mă înșel, eu am citit undeva că sinceritatea pornește de la individ. Este o atitudine individuală și liber consimțită. Societatea e obligată să facă în așa fel ca adevărul să iasă la lumină. Ce legătură este între un asemenea adevăr și sinceritate? Zi atunci adevărul. Să nu crezi că nu m-am gândit și eu că ar fi bine ca noi, vreau să zic, serviciul nostru să intervenim. Mai ales când se vede cât de colo că e vorba de o vecinătate de palier nepotrivită.
Vezi oameni cum se cade blânzi la locul lor, care toată ziua mătură, scutură, drepte în cuiala, oameni gospodari, ce mai încolo încoace, îi vezi pe palier cu cine știe ce derbedei, ori împuțiți, ori cheflii, ori... De ce? De ce? Dacă ei sunt mulțumiți împreună. Nu e că... Dacă nu sparg capetele și la urma urmei, fiecare să-și vadă de treburile lui. Să închidă ușa după el și puțin să-i pese de vecini. Trebuie să stai bot în bot cu vecinii? Ce? Așa nu se poate? Ba, se poate, dar nu e bine. Are dreptate maică ta aici. Lucrurile nu trebuie lăsate așa. Nu e drept să vezi răul și să nu-l semnalezi. Nimeni nu zice să taci când vezi un incendiu, fiindcă nu e incendiu tău. Sau știu eu ce pericol public. Dar să te amesteci așa, tamni seamă între oameni, n-are niciun rost și e nedrept. Da, e nedrept. Mai ales că sunt vecini datorită întâmplării. Tu uiți ce importanță are solidaritatea pentru societate. Buna vecinătate de palier este o verigă a solidarității. Iar solidaritatea este cea care face și drege datorită căreia, cu ajutorul căreia, prin care... Te pofte să fii cuvincios. Nu uita că te afli într-o familie solidară. Ai cărei membri se adoră și s-au adorat de când lumea și pământul. Știi tu. Puișor, dacă ai luat și tu un antinevralgic. Păi, să iau și eu. Da. Dar bunicul de ce să ia antinevralgice? Fiindcă îi face bine, da-ia. Da? Dumneata, bunicule, de ce iei antinevralgice? Păi, dacă zice bunica să iau Da. Ăsta e un argument. Wow, un antinevralgic așa pe la 5 după masă, grozav ce bine face. Ce drept, nu-i păcat să faci foarte bine. Va trebui să propun să se înființeze un serviciu de... de îmbunătățire a vecinătății de palier. Oamenii trebuie feriți, apărați de vecinătăți greșite. Să știi că eu m-am și gândit cum să fie organizat. Mai întâi, fiecare locatar, împreună cu familia lui dacă are, să depună datele personale care după asta să fie confruntate cu cele culese de referenți de la toată lumea care îi cunoaște. Dacă în comisia însărcinată cu aprecierea datelor s-ar ajunge la concluzia că locatarul nu se potrivește cu viitorii lui vecini de palier, vecinătatea trebuie să fie oprită. Mama? Da. Mama, ce zici? Noi ăștia de față în calitate de vecini în cadrul aceluiași apartament ne potrivim? Chiar foarte bine, mai ales când ai să fii mai puțin obraznic. Hei, ce faci? Nu bea două pahare de sifon unul după altul, că te balonezi. Dacă se înființează un serviciu de ăsta de reglementare a vecinătății pe palier, eu nu mă mai văd mutat în altă casă. Mai ales dacă se faci și tu parte din serviciul ăsta. Niciun vecin nu o să fie destul de bun pentru o draslapta. Oamenii trebuie împiedicați să facă greșeli, de pe urma cărora să sufere și ei și alții, și pentru care să aibă remușcări. Oamenii ăștia din blocul de vis-a-vis pe care toți spionezi, dar nu-i spionezi deloc. Bagă de seamă cum vorbești. Bine, pe care nu-i spionezi, la care te uiți cu binocul. Ei bine, ce pot să facă oamenii ăștia așa de extraordinar și de nemaipomenit ca să te ocupe atâta de ei? Oh, e timpul ca în comunitatea noastră locativă, aici între noi, să se întâmple numai ce trebuie. Da? Da. Și cum îi faci pe oameni să facă numai ce trebuie? S-ar putea face destule ca să-i convingi. Ca să-i convingi. Nu, mama are dreptate. Ceva trebuie găsit. Eu zic așa. Da. Mai întâi, scriem fiecărui membru din comunitatea noastră locativă, anunțându-l că deoarece considerăm că felul de viață al comunității trebuie purificat, îl invităm să participe la întrunirea în care se vor lua hotărâri în această privință. În felul ăsta, fiecare își poate spune cuvântul. Crezi că au să vină? Cred. Și dacă spun că n-au primit nimic? E mai simplu decât îți închipui. Adăugăm un postscriptum în care anunțăm pe adresant că știm, înțelegi, știm despre el anumite lucruri pe care le putem face publice în caz că nu se prezintă de bunăvoie. Dacă nu se lasă convinși. Întocmim un prospect în care indicăm o listă de păcate principale și păcate secundare. Fii
fiecare păcat. Mamă, dar asta e... Păcatele sunt ca niște pietre pe sufletul omului. Nu întrerupeți oratorul! Fiecare să aibă un punctaj și din punctajul ăsta noi... Tu crezi că au să vrea să recunoască ce păcat au făcut? Să noteze în dreptul fiecărui păcat al fiecărei rubrici? M-am gândit și la asta. Foarte bine, foarte bine! Și ce eu de mușețel? Nu mă întrerupeți! Ca să nu încerce să mintă, e mai bine să trimită totalul punctelor rezultat din adunare. Și în felul ăsta nu o să se știe ce păcat a comis fiecare. De mărimea întâi sau păcate mărunțele. Important are să fie punctajul. E o idee foarte bună. Doamne, dar mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap o idee ca asta. Nici mie. Cred că de astă seară trebuie să ne apucăm să le scriem. Da, dar nu le știm adresele. Le știu eu? Și la ce ar folosi toate astea? La îmbunătățirea vieții, la reformarea moravurilor, dragilor. Oamenii n-au să-și mai poată permite să trăiască de capul lor. Au să știe că au o răspundere față de societate. Săracii de ei, ce așteaptă? E, acum, că o făcură și pe asta, cred că ar fi timpul să ne bem ceaiul de tei. Mușețel. Tei, puișor, nu. Tei, te rog eu frumos, nimic nu-i mai bun și mai liniștitor. Ca un cerule de am auzit eu ieri la pâine că e mai bun amestecat cu mușețel. Bine, bine, și ce-ar fi să pune și capul josnițel, a? Că tare bine prinde să se odihnească omul nițel după amiază, mai ales după o ședință atât de furtunoasă. Bunica săraca spunea că nimic nu menține mai bine ca somnul de după amiază și după o leacă de ceai de tei. Amestecat cu puțin mușețel. În cazul ăsta ne putem retrage cu toții spre a nu împiedica deliberările augustului corp care pune la cale fericirea micii noastre comunități locative și mai târziu fericirea lumii întregi. Ia, uite, avem plicurile cu adresele pregătite mai dinainte. Cei din echipa asta propun să facă parte împreună cu noi din echipa de organizare. Iar ăsta, uite ăsta, să fie delegatul care face legătura între noi și colocatarii noștri. Stai puțin, dar după ce criterii ai ales? După niciun criteriu special. Ăștia sunt singurii despre care n-am aflat nimic. Una din două. Ori n-au nimic de ascuns, ori sunt atât de dibaci că reușesc să ascundă tot. Și într-un caz și în celălalt sunt utili. Și dacă nu o să fim mulțumiți de ei? Îi schimbăm, îi eliminăm. Și acum, hai să redactăm scrisoarea și mostra cu ceea ce știm, cu ceea ce știu eu, adică despre fiecare. Păi, dacă renunțăm la mostră și încercăm să-i convingem pur și simplu. N-am reușit. De bună voie, cum s-a înțeles până acum, n-am reușit decât cu 5. Cum tu vrei să spui că... Da. Știu. Eu am încercat singură. Le-am scris tuturor. Dar mi-am dat seama că de bună voie nu se poate. Și mai ales de una singură. Totul trebuie organizat. 2 din 5 erau cam săraci cu duhul. 2 n-aveau nimic de ascuns și erau și fricoși. Iar 1 am crezut că mă bate. Hai să ne apucăm să redactăm. Ia și scrie. Da. Așa. Stimate colocatar, având în vedere că situația micuței noastre comunități locative... Situația micuței noastre comunități locative... Lasă mult de dorit din cauză că... Până acum n-au răspuns decât 75%. Pe mie mi-au ieșit 77%. Ei, Doamne, 2% în plus sau în minus nu contează. Contează că sunt unii care nu urmează calea majorității. Că sunt recalcitranți răuvoitori. Delegatul s-a dus la fiecare în parte să-i convingă. Ăstora care nu urmează calea cea bună, am să le expediez din nou câte o scrisoare în care am să le pun în față
încă o faptă infamantă pe care o are fiecare din ei la activ și despre care e convins că nu știe nimeni. Ei bine, uite că eu știu și n-am să admit ca o acțiune care se bucură de adeziunea liber consimțită a majorității să fie stânjenită de o minoritate egoistă și inconștientă. Lasă tonul ăsta intim de familie! Acum facem o treabă cu caracter oficial și obștesc. Da? Da. Da, da, mă rog. În sfârșit eu voiam să spun că punctajul este greu de ținut. Că el nu este fix, că se mărește cu vremea, că doar omul face mereu greșeli. M-am gândit și la asta. Chiar și în sistemul actual de evidență a greșelilor și a păcatelor, mi se pare că șchiopătează ceva. Ce vrei să spui? Uite, nu ți se pare foarte mic punctajul unora? Suspect de mic. Sunt unii al căror punctaj aproape că se acopere numai cu fapta pe care le-o punem noi în față în scrisoarea de convingere. Cum adică? Afară de asta nu mai au nimic? Dar nimic pe conștiință? Au, 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 au! N-avea grijă! O să invităm să trimită din nou câte o fișă. O să facem un punctaj și mai strict, cu rubrici și mai precise. Așa că scrie-le elementelor recalcitrante. Aici e ciorna făcută de mine. Asta e lista de nume. Fiecare persoană are un număr în față. Cu același număr este marcat pe lista de păcate, păcatul care îi aparține. Multiplici scrisoarea de convingere, pe urmă pui fiecare exemplar într-un plic. După asta, corelezi numărul persoanei cu numărul păcatului, extragi textul privitor la păcat și îl adaugi în plicul corespunzător. Și pe urmă se mai văd eu că nu recunosc și că nu se supună. Delegatul, te salutăm! Salutăm! Vă salut în numele personal și în numele echipei care m-a trimis să vă transmit niște hotărâri. Ascultăm, ascultăm. Da, 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 sigur, având în vedere și luând în considerație datele, precum și sugestiile pe care le-ați înaintat sau dacă vreți... Așa, așa, așa. E sigur în clădirea mare, echipa, nu? Da. Exactitatea, măsuri... Mm. Ah, da, a luat măsuri. Deci, da, în clădirea mare s-a considerat că trebuie neapărat făcute schimbări. Da, neapărat. Neapărat. Da. Cei de la parter și etajul 1 au un punctaj mic de păcate și au dovedit că au suferit. Că, da, ce mai s-a hotărât să fie mutați la etajele 6-7, iar cei de la 6-7, indiferent de punctaj, să treacă la la parter și etajul 1, pentru că au stat prea mult la 6-7. Așa cum și la parter și 1 să lea locul la 6-7. De 1, parter și 6-7. Bine, dar ceilalți? Da, da, care ceilalți? Ceilalți? Parcă au murit tac, chitic, ascunși. Când se fac schimbări locative, e mai bine să stai cât mai după ușa. Fricoși, lipsiți de simțul echității. E, vedeți, știu și eu. Dacă stai de vorbă cu ei, ți se pare că fiecare are dreptate. Ce vrei să spui cu asta? Cum să aibă dreptate când punctajul arată negru pe alb, că n-au? E, când te ia fiecare în parte și se explică, îți vine să-l crezi. Așa că mai bine să fii luați așa cu etajul. Așa e mult mai bine. Aranjate păcatele pe categorii de colocatari. Ăsta, fiecare categorie de păcate se potrivește unei categorii de colocatari și fiecare categorie de... Da, da.
colocatar unei, așa, în general, în felul ăsta, nu e nedreptate. Dar nu poate fi vorba de nedreptate, e vorba de dreptate. O dreptate făcută în toată comunitatea noastră locativă, bazată pe meritele fiecăruia. Vedeți, nu, pedeapsa presupune răsplata pentru o faptă rea. O, e complicat să le explici că se face dreptate și nimic mai mult. Prin urmare, schimbări. Da. Parter, etaj 1 cu etaj 6, 7 etaj. Și 7. Dar și cu celelalte etaje? Și cu celelalte. Da, și cu celelalte, vedeți că nu mi s-a comunicat nimic în privința asta, dar trebuie îmbinate datele strânse de culegătorii profesioniști cu cele oferite de voluntari. Da, așa e, să îmbinăm datele într-un tot armonios cu... Dar cum rămâne cu cei care nu vor să recunoască? Până ieri, alaltăieri, erau cam 25% din comunitate. 25%, cu atât mai rău pentru ei. În cazul acesta le mai adăugăm un păcat două. Bine, dar la început era vorba de recunoașterea pe calea convingerii. Ce convine la început, se spun întotdeauna multe. Important este ceea ce se întâmplă după ce s-au așezat lucrurile. Poți comunica celor din echipă că ne ocupăm așa cum trebuie de punctaj. Acum eu personal mă ocup de etajarea etajelor. Fiindcă nici în actuala formație nu putem lăsa lucrurile la întâmplare. Sigur, trebuie să vedem cui dăm apartamente cu aerisire directă la baie și la bucătărie, cui vedere în parc și multe alte lucruri de felul acesta. Aveți dreptate atunci și eu atât am avut de spus. Da, sigur, am plecat. Bună ziua! Bună ziua! Poți să ai încredere în mine. Ce, mamă? Nimeni nu poți să mai încredere. Ce ți s-a mai întâmplat? Ce e aia antispastic? E contra spasmelor. Păi dacă e contra, nu e bun. Medicamentul ăsta de unde l-ai mai scos? La coadă. Și de la coadă la alimentar. Aici cu coane spuneau că e bun, că nu știu ce face când te doare. Dar uite că am uitat. Da, dacă ziceți că e contra, înseamnă că nu e bun. Casa aia cu gard. Mă căutai, puișor. Da, puișor, știi, copacul ăla din curtea aia care... Furtuna de azi noapte l-a dat jos, a stricat florile, era să o omoare... Gata, lasă să mergem, puișor. Unde, puișor? Că aici se lucrează. Deranjăm, tu nu vezi. Dacă vreți ceva, să sunați. Bine. Avem de lucru. Sunt păcate multe, mamă. Că bănuim noi că... Destule. Ce spui? Dacă aflați ceva, măi, a Cătării, spuneți-ne și nouă. Mm-hmm. Că noi cu bătrânețea, ce mai aflăm și noi de la alții? Hai, acum să plecăm și noi, că aici se lucrează. Hai. Vezi cum încălță, nu te împiedici. Hai. Scoate din fișier fișa ăstuia cu copacul. Marchează în dreptul lui atitudine necetățenească. De asta și făceam. Așa. Dar despre delegatul ăsta cu vocea hârâită, ce spui? Ți se pare că ai niște păreri? Păi auzi ce spunea? Că dacă l-asculți pe fiecare în parte, parcă fiecare ar avea dreptate. Știi, mie nu mi-a plăcut deloc cum vorbea, cum... Echipa l-a numit delegat. Înseamnă că are încredere în el. Dar dacă tu vrei, fă totuși o notă, o sesizare, da? Intră! Vă salut! În numele meu personal și al echipei. Bună ziua! Stimați colocatari și lucrători pe tărâmul recondiționării spirituale a colocatarilor, am venit trimis de echipa superioară a recondiționării să discut cu voi câteva chestiuni de ordin general și câteva cazuri speciale. Vă stăm la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Da. Avem câteva cazuri. Este vorba de câțiva colocatari care n-au semnalat că în acțiunile de recondiționare spirituală care li s-au aplicat, s-au făcut anumite greșeli. Fiindcă
li s-au atribuit păcate care nu le aparțineau. E, echipa vrea să știe dacă spun adevărul. Este vorba de colocatari 715, 822, 933, 1012, 1024 și 1039. Trebuie să verificați cu fișa și cu punga de păcate materializate, adică de jetoane, să verificați dacă au la activul lor păcate echivalente cu cele care le-au fost puse în spinare. La verificăm numai decât... Verific numai decât, numai decât, ia, ia. Intră! Intră! Dragi colocatari, dragi colocatari, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Și s-a venit și eu la dumneavoastră, fiindcă am auzit că la dumneavoastră se vine cu sugestii, cu una, cu alta, cu de toate, cum s-ar spune. Da. Și dumneavoastră, cu ce ați venit, stimate colocatari? Ah, cu tramvaiul până în Strada Mare, pe urmă pe jos, întrebând din om în om, din gură în gură. Da, păi asta era clar. De ce era clară? Poate vrei să ne spuneți în ce scop ați venit la noi? Da. Păi știți, eu sunt dintre acelea cu schimbările, cu imobilele, cu etajele, știți dumneavoastră. Și m-am gândit că la apartamentul meu, că stau la un bloc foarte frumos, foarte frumos, n-ar fi bine să schimb perdelele, că erau mof și le vreau galbene și... Perdelele, aveți dreptate, se aprobă totul. Galbene sau... Poate că tot movul. Da. Tot. Și mov, da? Și galben, cum vreți. La revedere. Ce bine îmi pare, vă mulțumesc. La revedere. Da. E vorba de alte păcate decât cele care li s-au pus în seamă. Dar gramajul corespunde. Păi atunci și mai vor și ăștia. Da. Mai ales primii patru și chiar ceilalți doi. Și ăla de la 933, ca și ăla de la 1039. Numai ca să facă șicane. Da. Tot felul de inși din ăștia, cucumania persecuției și a reclamațiilor. Ei pretind că punctajul și gramajul e alcătuit numai din păcate mărunte, de gradul 3-4, nu din păcate serioase de gradul 1. Uite, ăștia de aici. Da. Doi concetățeni au la activul lor păcate de gradul 1, dar la gramaj ies mai rău decât ăilați de gradul 3, 4, 5, etc. Vor o nouă evaluare a colocatarului și pentru fiecare tip de păcate, alt tip de jetoane. Da, cred că au dreptate. Păi, una e să-ți omori mama și alta e să-l denunți pe vecin. Da. Dumneata, ce zici? Păi, ce să zic? Să văd ce zice echipa. Păi, eu spuneam așa, nu? Părerea dumitale. Echipa! Eu zic ce zice echipa. Echipa, sigur. S-ar putea ca munca noastră să sufere transformări. Acestea fiind zise, stimați colocatari, lucrători pe tărâmul recondiționării spirituale, vă salut! Vă salut și să auzim numai de tine! Altădată, când ai păreri, ține-le pentru tine. Sunt ale mele și fac ce vreau cu ele. Se pot face legături, se pot face presupuneri. Apar bănuieli. Și acum... haide să ne culcăm. Mai am ceva de lucru. Nu poți rămâne după ce plec eu. Și de ce mă rog? Fiindcă nu e bine. Acolo unde se lucrează în comun, fiecare trebuie să fie cu ochii pe celălalt. Trebuie să simți că trăiești în societate, nu? Nici dimineața să nu intri înaintea mea. Poate până la urmă n-am să mai intru deloc. De aici pleci doar când ești poftit afară. Pentru un moment, eu te invit să mergem. Și zelul poate părea suspect sau cel puțin nesincer. În cui? În general. Se fac tot felul de legături. În care te prinzi ca musca în pânza paianjenului. Apropo, știai că paianjenul nu-și greșește niciodată pânza? E cum să o greșească? El e animal. Acum hai. Hai să ne odihnim puțin. Am recondiționat destul pentru ziua de azi. Merge încet, să nu ne audă. Au plecat. Ia, scoate cheia. Vezi dacă se potrivește cheia la fișe. Am luat bine măsura, dar... Dar vorbește încet. Doamne ferește să știe că suntem aici. Așa. Acum, ia. Fișa doctorului și fișa farmacistei. Ăștia și-au schimbat adresele. Ia, pe ea caută la L. Și pe el la T.
Dar nu văd nicio literă, doi. Cum așa? Uite, frate, toate fișele poartă numere. Ce tehnică! Trebuie să aibă ele un cifru ceva. Ei, lasă, lasă, dăm noi de doctor și de farmacistă. Acum, dacă toți suntem aici, ia și tu fișele la întâmplare. Să citim și noi, să ne mai distrăm. Ai dreptate, să nu ne fi ostenit degeaba. Citește ce să porn, Malta. Eu știu că asta. Dar de unde știi că e asta și că nu e asta? De ce? Tu nu știi pe aia? Care? Fosta cărnățăreasă. Aia care plimba câinele la cât un vițel. Uite-o și pe asta. Cine? Și aia de la etajul 7. Care? Ți-aduce aminte cât am? Hai, doamnă. Ia te uită. Ei, ce zici de ghiță? Care ghiță? Ei, care ghiță? A, da, de pe strada. Asta ce m-ai făcut? Dar ce n-a făcut? Uite aici. Ăsta nu e la care... Ia, dacă am auzit ceva. Doamne, Dumnezeule, dacă vin ăștia... Ce s-a părut? Ia uite! Bine, se mai distrează ăștia noștri. Să știi tu, toate străzile pe degete. Cine pe cine, care cu care... Și nici nu-i complet, nu. Să văd eu pe aia ta, aia cu fișa pe care ai citit-o. Să văd eu pe unde scoate cămașa. Și să știi ce scrie în cartoanele astea, nu e totul. Păi dacă eu și tot mai știu ceva pe deasupra. Nu, că de mâine... Puișor, am o idee. Spune, iubite. Ce-ar fi să ne apucăm și noi de mâine să scriem ce știm despre cine știm? Ha? Ne-ar trece și nouă timpul mai ușor. Că ai și tu niște idei. Nu te-aș fi crezut în stare. Eu? Dar ce nu știu eu? Hai, acum să mergem. Ai pus cartonele, pune-le la loc. Pune-le cum trebuie. Hai, ce să închizi sertarul. Mai lăsa. Încet așa. Hai, închide. Ce bun ar fi acum un antinevralgic. La ora asta nimic nu-i mai bun ca un antineural. Frumoasă zăraza. Nemaipomenit. Același scris cu litere de tipar. Să nu fie recunoscut. Ia uite, fiecare cuvânt scris cu altă culoare. Stimați, prea iubiți, prea cinstiți, prea drepți, prea buni, prea... Prea drept, prea bun, prea etc., etc., colocatari însărcinați cu pritocirea spirituală a comunității, vă aduc la cunoștință prin prezenta următoarele. Colocatarul nostru, Rusmuntan, este o bestie și a ucis mama, tatăl, bunicii, nu știu dacă ar fi numai atât, dar are un suflet de câine. Cum vede o insectă în casă, o ucide cu sadism, căci iubește vărsarea de sânge, o ucide înnecând-o în valuri. E prea de tot. Pe scurt, colocatarul nostru sus amintit este o bestie mărșavă și ticăloasă. Da. Ciudat. Foarte ciudat. Să-ți mai citesc una. Una scurtă. Stimați, prea iubiți, și sar peste început. Vă aduc la cunoștință că da? Colocatorul nostru este o bestie și un ticălos.
printre nenumăratele lui crime, mai mult sau mai puțin cunoscute, nu de mult a săvârșit o atrocitate inimaginabilă. A ucis mârșav și neloial de la spate coropișnița adresată a unui biet bătrân care n-avea pe lume altă mândrie și bucurie în afară de sus numita coropișniță. Este o bestie. Este o bestie. Ei, de scrisoarea asta ce mai zici? Tot mai crezi că e ceva adevărat la mijloc? Este sau nu este ceva adevărat? Autorul scrisorilor ăstora trebuie prins. Ăsta își bate joc de noi. E cineva care ne cunoaște bine și râde de noi. Dar ceilalți? Ceilalți? Interpretează cel mult. Pornesc însă de la un sâmbure de adevăr. Pe când ăsta sau ăștia... Intră! În numele meu personal și al echipei vă salut. Sunt delegatul al treilea, ca să nu mai lungim vorba. Mai întâi, ce e de făcut cu scrisoarele astea colorate? A, uite, chiar citați din ele, ați aflat ceva? Nimic. Destule dintre informațiile lor se potrivesc. Cred că e o coincidență. Coincidență sau nu, atașa și scrisoarele colorate la fișele colocatarilor. Că de poate descoperim cine știe ce urme, că fiecare are el ceva pe conștiință. Dar știți, toți colocatarii au scrisori de-astea, chiar și cei... Și cei de la... Mă înțelege, cei de mai sus. Astea, pentru moment, rămân separate, puse deoparte. Nu, le păstrăm. Le păstrăm roata. Știți, ne trebuie azi, mâine, ne trebuie. Le puteți spune bine, dar foarte bine, mă înțelegeți? Nu se știe când le vine vremea. Le scoți de la naftalină când e nevoie, știi, roata. Nu vreau să înțeleg ce spuneți. Eu n-am auzit nimic. N-au sosit niște sesizări cum că s-ar mai face învecinări greșite. Eronate! Scopul vizitei mele este parțial legat și de acest aspect al relațiilor dintre colocatari, precum și al înmulțirii pe cale naturală. Prilej de distracție pentru colocatari, s-a hotărât că înmulțirea pe cale naturală e bine să fie menținută în vecinările, însă când colocatarii candidați la vecinătate nu se potrivesc, trebuie oprite. De asemenea, în același spirit trebuie desfăcute toate învecinările nepotrivite și cele în care, deși potrivite, colocatarii calcă eronat câte unul sau mai mulți deodată, în care mai mulți sau numai unul este eronat. Obișnuiți-vă cu acest termen. El a fost votat și aprobat. Eroare și eronat sunt două cuvinte care exprimă mult mai bine și mai științific... Pricepeți asta cum stau lucrurile. Colocatarii trebuie extrași din eroare. Li se poate face o anestezie într-o ședință la care să fie convocați toți cei care sunt în aceeași situație și după ce sunt anesteziați pot fi mai ușor extrași din eroare. E? Ce spuneți? Da, așa. Intră! Stimați colocatari, sunt un voluntar pe tărâmul recondiționării spirituale. Bună ziua! Vai, mă iertați, bună ziua! După cum spuneam, sunt un voluntar pe tărâmul recondiționării spirituale. E un domeniu fertil și care poate da mari satisfacții unui spirit avid de cercetare, de perfecționare și de binele aproape. Contribuția voluntară este pentru tărâmul spiritual, ceea ce este îngrășământul chimic sau excrementul animal pentru ogorul care dă roade și care ne hrănește trupul, ce ne adăpostește spiritul. Concret... Erorile unor colocatari ai noștri m-au alarmat. Pentru ei și pentru binele comunității noastre, îmi dați voie să vă spun câte ceva din ceea ce știu. După cum spuneam. Da, spuneți. Ei, nu vorbiți. Fantastic. Acum mă duc.
dreptate, domnul locatar. Bineînțeles, bineînțeles. Ei, lăsați pe mine, vă salut, au revoir. Vă mulțumim pentru colaborarea cu dumneavoastră. Dezinteresată. Ei, și acum, stimați lucrători, pe tărâmul recondiționării, nu credeți că s-a greșit în privința morților? Credeți că e bine ca fișele și jetoanele lor să fie azvârlite îndată ce i-au făcut cunoștință cu focul crematorului și cu florile din cimitir, ca să mă exprim, cum să vă spun, înțelegeți? Fișele și jetoanele trebuie păstrate, fiindcă din ele aflăm o mulțime, o mulțime de lucruri despre cei vii și putem trage și învățăminte. M-am putea întreba la care se jetoane în momentele în care jetoane și ele în bagajul o fi citit. Vorbește mai încet. Ne-am băgat nasul pe ușă. Am vrut să trag urechii, dar e mereu cineva acolo. N-am înțeles ce spuneau, dar pe ce s-au citit și... Să nu ne audă. Vezi, tot i-am ajutat și noi cu ceva. Păi cine cunoaște mai bine suflarea din cartier de uite, am luat în tine dragicul și parcă să mai fie oaie. Dar tu? Da, nu pune mâna la puziu. Ei, și cu scrisorile astea colorate, eu tot așa zic, să le atașăm la fișele colocatarilor. Eita! Bună ziua! Vă salut! În numele cui? E cum adică în numele cui? În numele cui ne salutați, nu? Doamne! Eu știu că omul când dă bună ziua, nu spune numele cuiva. Nu o spune așa că trebuie, nu? Că e frumos. Așa m-a învățat mama pe mine. Colocatara noastră voia să știe de fapt propriu zis cum s-ar spune dacă sunteți delegat sau dacă veniți pe cont propriu. Da, da. A, bă, așa spuneți. Sunt delegatul celor de la subsol. Oh, al colocatarilor de la subsol. Da, al lor. Li s-au propus niște schimbări, căci că am suferit locativ, că am răbdat. Mă rog, chestii de-astea. Am început să vă întocmim fișele schimbări. Da, 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 da. Păi cum așa? Cum așa? Fără să ne întrebați? Fără să luăm și noi parte la discuții? Să ne dăm părerea dacă vrem, dacă nu vrem, că doar și noi, nu? Colocatare, este o acțiune îndreptată spre binele tuturor colocatarilor de la subsol. E, o fi, dar noi nu vrem. Colocatare, dar nu... O fi, dar noi nu vrem, domnule. Bine, dar, bine, dar, cum puteți? O fi, dar m-am spus dar să... Stimate, colocatare, nu ne-a fost dat să vedem până acum oameni care să refuze să le facem bine. N-ați văzut? Nu! Atunci vedeți acum, domnule. Multe vede omul cât trăiește. Noi nu vrem și gata. Noi vrem să fim lăsați în pace. Asta o locatare, asta ar fi mai greu. Acțiunea asta e ca un val mare, mare de tot, pe care nu-l poți opri din drum. Lasă valul, domne. Știți dumneavoastră, pe vremuri chinezoicile și japonezele bogate voiau să aibă labele picioarelor cât mai mici și ca să le rămână labele mititele și le strângeau cu feșe. Le strângeau cât puteau și le dureau săracele de le secau ficață. Și? Când a trecut moda asta și a venit moda nouă, femeile astea și-au desfăcut feșele. Și iar le-a durut de le secau ficață. Le-a durut de două ori. Păi putea să le doară o singură dată. Și? Ha? Eu atât am avut de spus. Păi, băi, no. Stimate colocatare, nu prea văd unde bați. Trebuie să reflectăm la metode noi de convingere a locatarilor de la subsol. Așa să le spui celor care te-au trimis să-i reprezinți. Lucrurile nu pot să rămână așa. Eu v-am spus și am avut de spus. Asta e! Salut! Da, da, da. Lucrurile nu pot rămâne așa. Trebuie să le facem bine și lor. Nu-i putem lăsa fără porția de bine care le-a fost repartizată. Sigur. Intră! Vă salut în numele meu personal și... și în numele echipei. Dragii mei, stimați colocatari, lucrători pe tărâmul... Pe tărâmul... Recondiționării spirituale. Da. Spirituale, da. Da. Știți, chestia e...
Da. Am cercetat cazurile acelea. Acelea privind pe colocatarii aceia ai noștri, care dau bir cu fugiții de la aspectul... aspectul înmulțirii populației pe cale naturală. În cadrul cuplului constituit legal. În cadrul căsătoriei, vreau să spun. Majoritatea acestor dezertori de la îndatoririle lor pe plan instituțional, social, matrimonial au declarat... Știți, au declarat că în cadrul cuplului constituit legal, consfințit prin certificat, nu mai găsesc de cuvință să facă nici măcar baie. Nu fac baie decât pentru exercițiile de înmulțire a populației pe cale... pe cale naturală din afara căsătoriei. Extra, cum s-ar spune. Fiindcă în cadrul cuplului legal constituit nu le mai dă inima brânci. Și ca să o descurajeze pe partenera legal constituită, pardon, legală, se lasă să exaleze. Să exaleze. Adică? Adică să împrăștie mirosuri pe care firile mai slabe de înger nu le suportă. Și, mă rog, ce măsură ați luat pentru această abatere de la morală? I-am băgat într-o etuvă. Și când i-am scos, erau ca noi. Nu asta ne interesează, ci aspectul esențial cu privire la exercițiile în vederea înmulțirii populației pe cale naturală, ceea ce constituie un mijloc de distracție al colocatarilor. Aici stăm prost. N-am făcut nimic. Degeaba i-am spălat și i-am dezinfectat. Bine, dar trebuie făcut ceva. Trebuie să se încadreze disciplinei generale. Da, dar știți, unii mi-au spus mai pe șoptite că ei că ei ar vrea. Dar știți, nu pot. Adică cum? Ei, pricepeți dumneavoastră, știți, ei ar vrea, dar dacă nu pot... Vom mai discuta în scris și pe cale ierarhică problema asta. Da? Lucrurile nu pot să rămână așa, da. Și natura poate fi ajutată. Da? Atunci... Atunci ce aveam de spus în această chestiune am spus. Atunci eu mă pot retrage. Vă pup! Da, în cazul ăsta vă spun și eu la revedere. În numele meu și al echipei de recondiționare a laturii psihice a colocatarilor. Mai adaug ceva. Unii colocatari au nevoie de reparații capitale în domeniul schelăriei psihice. Încă o dată, la revedere, stimați colocatari. Și eu nu vă pup. La revedere. Vorbește cam mult delegatul ăsta. Chestia aia cu reparații capitale în domeniul schelăriei psihice. Nu ți se pare că bătea? Da, așa e firea și pe urmă echipa are încredere în el. Și mai bine să nu mai vorbim despre asta. Da? Și mă rog, despre ce să vorbim? Sunt atâtea subiecte, despre vreme, despre păsări, despre flori. Iar dacă nu vorbim despre nimic, e și mai bine. E liniște și disciplina. Liberconsimțită. Chiar așa. Atunci... Atunci... Noi ne putem lăuda că ne-am făcut datoria.
Am făcut ordine în viața comunității noastre. Și în felul ăsta și în viața fiecărui individ în parte. Am împiedicat toate vecinătățile nepotrivite. Am ajutat ca cele încheiate să se desfacă, dacă nu erau potrivite. Am întocmit un gramaj. Nu îndrăznesc să spun perfect, aproape. Un gramaj aproape exact al componenței morale a fiecărui colocatar. Am tras foloase și de pe urma celor decedați. Numai pe băiatul nostru nu l-am putut împiedica să contracteze o vecinătate nepotrivită cu o femeie divorțată și care... Ce să mai vorbim? Pe urmă, colocatarea aceea care s-au... Mă rog, aici au luat viața. Auzi? Să-și ia viața. Ce să-i faci? Nu se poate să ai numai succese. Soția fiului nostru poate fi reeducată. Cât despre colocatarea aceea de care spuneai, și-au rezolvat singuri o problemă de conștiință. Dar nici n-avea un gramaj așa de încărcat. De ce? De ce tocmai ei? Sunt alții cu gramaje mult mai apăsătoare. Totul e cum îți suporți gramajul. Colocatarii aceia erau slabi de îngeri. Asta se plătește, dragă. Dar nu trebuie să plângem pe mormântul insucceselor. Trebuie să ne bucurăm de realizări. Da, să ne bucurăm. Oh, mă simt cu conștiința împăcată că mi-am făcut datoria. Putem să ne trăim bătrâneța în liniște. Lucrurile merg acum ca pe roată. Stimați colocatar, lucrător pe tărâmul recondiționării morale a înșelării colocatarilor sau a colocatarilor înșelați, vă salutăm în numele nostru personal și al echipei care ne-a investit și ne-a delegat. Da, am venit să vedem ce mai faceți. Aici aveți propunerile noastre în vederea activității viitoare. Așa? Vă puteți da seama din ele cum vedem noi dezvoltarea muncii noastre pe viitor. Se pot face modificări, bineînțeles. Da, este foarte bine că le-ați făcut. Vă felicităm. Au să fie folositoare, bineînțeles, celor care vor veni după dumneavoastră. Bine, da. Sunt niște propuneri pentru un viitor foarte apropiat. Cum Și colocatarul delegat 3 vorbea tot despre un viitor apropiat. Nu înțelege. Dar vă ajutăm noi să înțelegeți. Bine, dar noi am... Iată, stimați colocatar, pentru dumneavoastră, un buchet de flori, două diplome înrămate și două binocluri cu incrustații în sidef. Stimați colocatari, echipa noastră apreciază enorm munca domniilor voastre și apreciază de asemenea că v-ați făcut cu prisosință datoria și... Dat fiind starea sănătății domniilor voastre, vă permite... Să vă retrageți din această muncă obositoare și plină de răspundere care, vă repet, dat fiind starea sănătății domniilor voastre, v-ar putea dăuna. Bine, dar noi cu sănătatea o ducem foarte bine. No, vi se pare, s-a analizat în echipă și s-a decis că nu o duce chiar atât de bine. S-a hotărât în echipă. Bine, dar noi... Lasă, dragă, lasă! Poți fi sigur că așa este. Da. Dacă s-a analizat în echipă și s-a decis, e clar. Sănătatea nu ne mai permite. Bine, dar eu mă simțeam, mă credeam sănătos. Te credeai? Eram sigur că până la urmă ne înțelegi. Da. Dar eu mă bucur că ați căzut de acord. În numele echipei noastre de recondiționare morală a colocatarilor, vă oferim mulțumiri. Aceste flori, aceste diplome de merit, precum și aceste două binocluri, pentru ca și de acum înainte să nu vă simțiți singuri și să vă puteți continua, dacă vreți, evident, colaborarea
cu organele noastre. Da? Mulțumim echipei. Pentru ajutorul dat, da, și pentru grija pe care am manifestat-o față de sănătatea voastră. Vă mulțumim și domnilor voastre. Da. Mulțumim și noi. Noi. Puteți retrage? Da. Ne retragem. Ne retragem și noi. Amândoi ne retragem. Stai să mă duc până la fereastră. Uite că am îmbătrânit și noi. Dar tu ce faci acolo, băiete? Ce-ai văzut? Unde te uiți? Colocatarii de peste drum sunt conștienți și conștiincioși. Respectă cu sfințenie prevederile în legătură cu lupta împotriva singurătății și a depărtării de comunitate a colocatarilor luați ca indivizi. Se uită mereu cu binoclurile la orele indicate în prevederi ca ore optime de acțiune împotriva singurătății și a depărtării. Nu lipsesc niciodată. Toți au binoclu. Sunt mereu cu binoclu la ochi. Așa o fac benevol, ca să zic așa. Le-a intrat binoclu în sânge. Și când te gândești că la început, când noi luptam să instituim aceste principii, erau unii care se opuneau și care ne luau peste picior. Era unii care scriau scrisori colorate ca să-și bată joc de noi. Și care contractau vecinătăți nepotrivite, așa, probabil tot ca să-și bată joc de noi. Înțeleg eu unde bate, zai. Eram tânăr. Încă nu învățasem ce este viața. Și bunicii care mă ajutau și ei din umbră. Bine. Ai avut noroc că am avut eu tăria să nu suflu o vorbă despre scrisorile alea colorate. Așa. Și poate că ai avut noroc că am descoperit cam odată cu pensionarea noastră pe caz de boală, ceea ce un moment mi-a anesteziat conștiința. Pe urmă a intervenit căsătoria ta nepotrivită care contravena tuturor principiilor. Noroc că i-a murit și că atârnă mai puțin la gramajul situației tale. Mare noroc, într-adevăr. Toate au picat bine. Pensionarea voastră pe caz de boală și moartea nevestimii. Da, puișoare. Ce? Puișoare, ce puișoare? Ți-aduce aminte cum la început nu ne venea să credem că suntem bolnavi? Noi că nu suntem bolnavi. Pe urmă ai văzut că nu ne-am dat seama că eram. E, cum era să se înșele echipa de recondiționare? Bineînțeles, cu timpul ne-am dat seama că eram bolnavi. Noroc că-l avem pe el, pe băiatul nostru care ne-a luat locul. Ce-ai zice de un antinevralgic? Păi ce să zic, ce-ai zici tu? Bine că mi-am adus aminte. Băiete, ce înseamnă asta? Vazoconstrictor. Păi, care strânge vasele. Așa, da. Și ce fac cu ele? Strânge vasele sangvine. Le strântează. Păi atunci o fi bun? Bun la ce? Noi doi, eu și taică. Medicamentul ăsta, de unde l-ați mai scos? Îi vorbeau ieri la cartofi două colocatare și spuneau că e extraordinar. Puișoare, tu ți-aduci aminte când eram noi tineri odată la băi? S-a desprins bolovanul ăla mare de stâncă și dacă eu nu plecam, era cât păcisă. Știu, dragă, știu, sigur că știu, toată lumea știe. Lasă asta acum,
mai bine să luăm un antinevralgic. Bine, dacă zici tu. Și adu și binoclurile. Le aduc, le aduc. Băiete, ai poate că și tu zic. Eu am binoclul meu, mamă. Știi bine. Uite. Ia. Uite, binoclu. Așa. Așa. Dai să dau puțin colțul pe mele, mă lop. Al meu ia... I-a bulit puțin, să-l șterg. Da. Așa. Să știi că la ora asta nimic nu e mai bun ca un antinevralgic. Iar pentru acțiunea împotriva singurătății nu se putea alege o oră mai bună. Poate. La ora asta aproape toți colocatarii sunt acasă. Da. Vorbiți mai încet. Trebuie să notezi ceva. Da. Bine, bine. Notează că și noi când eram captive. Și când te gândești că la început nu erau nici 75% care să ne sprijine. Hai, ce spun eu? Ai văzut cum s-au dat pe brazdă? Pe vremea aceea. Pe vremea. Frumoase vremea. Pe vremea aceea. Numai eu mă opinteam de una singură cu binoclu de câmp al tatei. Și uite acum, binoclu lângă binoclu. Mare de binocluri. Și colocatarii participă. Participă? Să participăm și noi. Hai, mai participăm cât mai putem până la culcare. Da. Hai, ia. Ia. Da, știi că nu văd mai nimic? Nici eu. Nu văd pentru că nu dau cu ochii decât de binocluri. Nu-mi prea place treaba asta. Ce putem face? Colocatarii participă. Cred că orele de participare ar trebui reglementate, eșalonat. Am să propun. Până atunci? Ai și tu dreptate. Mai bine să participăm. Să participăm? Să participăm. Da, e mult mai bine. Mult mai bine să participăm. Și luăm și un antinevralgic. Ați ascultat Antinevralgicul de la ora 5 PM, de Ileana Vulpescu. Distribuția a fost următoarea. Ea, Irina Mazanitis. El, Dan Condurache. Bunica, Dorina Lazăr. Bunicul, Ion Pavlescu. Băiatul, Ștefan Belniciuc. Îndrăgostitul, Mircea Constantinescu. Femeia în doliu și o doamnă cu ifose, Virginia Rogin. Femeia bună de gură, Rodica Sanda Țuțuianu. Delegatul 1, Mitică Popescu. Delegatul 2, Ion Siminie. Delegatul 3, Nicolae Pomoje. Delegatul 4, Mihai Bisericanu. Delegatul 5, Dan Damian. Delegatul de la subsol, Radu Panamarenco. Omul beat, Ion Punea. Un vecin, Nicolae Crișu. Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Florica Dănescu, Viorica Liche și Paula Radu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.